Bună ziua! Bună ziua! Mergem un pic la plimbare, fără ciuciulache nostru. Angi nu a avut chef să ne tragă în toate direcțiile. E un pic cam răcoare la noi, bate vântul, s-a răcit un pic. Și... alt ciuciulache. Și vrem să mergem un pic, eu cu Natalia, la fugă, pe teren, acolo la Moise Nicoară. Natalia a început după acum și când o să ajung acolo, n-aș mai poate să fugă. Aici este și Angie, n-a spus nimica. Mi spune și tu bună ziua ceva. Bună ziua! Uite ce fain, Angie! Uite ce fain flori! Asta e rotodendron sau? Nu, e tot din aia. Acum avem noi, numai noastră e roz și asta e albă. Când e rotodendron sau cum îi spune? Hortensie sau cum îi spune? Hortensie? Suntem pe strada Ceahlău și dăm pe vârful Cutor. Asta toată ziua, bună ziua, am stat în casă. Bine, eu cu mami am fost în oraș. S-au cumpărat pentru mâine să facă ceva. Angi, ăsta nu are stabilizare așa bună și cum pășesc, tremură ăsta tău. O să filmez cu telefonul meu, dacă mai filmez. Liliac. Uite, casa de vânzare. Ce casă mare de vânzare. Asta trebuie să bagi în ea în jur de 100 de mii să faci casă cum trebuie, că e foarte mare. Trebuie făcut de la A la Z tot. Da, și când o faci, e super. Ce ai pentru Natalia? De cine? De mașini? Da, se poate, că pe aici e sens încolo. Strada Vârful Cutor. De unde vine denumirea asta, nu știu. Fiind în Germania, sunt denumiri foarte interesante, foarte comice. Dar văd că și la noi. Cam rece, Angi! Nu ne-am ales o zi bună să fugim. Că dacă transpirăm... Cam da, eu ar fi ok pentru mine, nu-i problem, mă, Natalia. Dacă fugiți... Eu m-am și luat tricou de rezervă. Și prinde vântul ăsta și atunci prinde vă văd boemar. Hați! Am așa ceva. Ok, va filmăm un pic mai încolo, acolo, la teren. Dar nu știu dacă o să fug așa mult, că îmi bate vântul. Pe curând. Am ajuns la teren, în Moise Nicoară. Am fugit cu Natalia o rundă pe teren. Mai stai un pic, mai stai un pic. Mai stai, mamă. A fost numai încălzirea prima tură. O fugit Natalia o tură întreagă cu mine. Ia să se. Nu, n-am crezut să poate, dar super. Nu ai voie. Mai stai! Mai stai un pic! Pauză, eu mai vreau pauză un pic și după aia. 2 minute pauză. 2 minute și după aia poți să mergi. Okay? Mai un tur. Eu vreau în fiecare seară să vin la fugă. Să dau pilele astea în plus sos. Să nu mai râd de Robert de mie. Hai, tati! Natalia iară. Hai, de adevăr, fugim acum mai încet.
Stai imediat. Aha. Cât acolo? Ia mele. Nu du-te, că ea deja a luat-o înainte. A luat-o pe dinainte. Pauză. Hai, pauză. Mai vrei apă? Da. Poftim. Poate, fata mea, eu la vârsta ei n-am putut să fug atâta. N-ai văzut? Ce faci invers, hugara, aici? Da, te-a salutat. S-a udat deja. Acolo. Ridică sus. Ridică. Da. Ca aia la altă care nu te-o să ridici. Așa, 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 așa. Încet. Mm-hmm. Merge? E bine? Așa, ok. No, hai. No, stai. Mai stai! Mai stai! 5 minute! Minute. Oh. Că după aia nu mai poți să fugi. Că după aia nu mai poți să fugi, mama. Mai stai un pic. Stai liniștită și după aia. No, oh. Nu stai. Acum, nu acum. Uite, ții tati stă jos. 5 minute stă în jos, 5 minute și... Da. Apă? Papa? Înghețată, cred că s-a citit. Stai aici, frumos. Nu merg pe frunze, hei. Stai frumos, hei. Stai frumos. Mă bucur că poate fata mea să fie, că vă te place. Ca să dea și culițele jos. Și un culițele? Ce? Are fluieră din aia pe băt, știi? Da. Bomboane din aia cu fluieră, știi? Cum mai dă acasă. Aaa, da, bomboane din aia. E aiurea că bate vântul și un pic răcoare. Da. Comanțe să schimb. Mai mergeți mai o tură și gata. Și atunci mâine venim iară. Că să nu răcească, știi? Da. Hai. Hai, let's go! No, mai o tură și gata, ok? Ce o să doarmă fata mea la noapte?
mai poate. Așa, acum au primit o minge și se joacă basket. Natalia nu mai putut. Trebuie să-i cumpăr o minge. Deci s-a terminat activitatea. Da, un pic așa de încălzire. Natalia, ți-a plăcut? Da. Uite, trei ture s-a dat? Trei ture. Aproape trei ture. Am mai jucat acolo. Două ture jumate, că Natalia nu a mai putut. Da. Și... eu pot să fac o treabă ca înainte. Mă atâta că am niște chile în plus. Și eu înainte puteam, acum nu știu de ce nu mai pot. Nu mai pot. Cum vine Robert, când iau cu mine la fugă. Pă, Robert... auzi, iau pui frit și îl fac să fugă după mine. Îl pui puiul frit la tine în spate, știi? Într-un rucsac, să-i miroase și atunci după tine să vină. Hai, Natalia. Nu prea. Hai să mergem. Ține pe Michi mâna aia, încă și de mâna la tati. Că o dai la mami, nu prea. Da. O să vreau să vin în fiecare seară. Că vrei în momentul să dau jos. Să dai jos. Deci eu din august am început până acum. N-am avut grijă de mine. Nu știu rezultatul. Și acum trebuie să dau jos.
Nu, hai să mergem. Hai, mame. Las că mai venim mâine, ok? Am ajuns acasă. Am ajuns acasă. Am venit de la Biserica Catolică de Centru, de la casa cu taxi. Eu zic, Natalia, că nu-mi iau picioarele. Și da. Am făcut o mică plimbare. Îmi place că am făcut și Natalia cu mine. Să mai mergem, eu o să mă duc în fiecare seară chiar. Nu, bine, v-am lăsat. Seară plăcută, la revedere, Natalia. Să-mi fie.